Astăzi facem primul jucător trofi din sezonul 2 din FIFA Mobile și aflăm dacă e bun de ceva sau nu. Rămâneți aici! Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi facem primul meu jucător trofi din sezonul 2 din FIFA Mobile. Dacă nu știți care sunt jucătorii aceia, intrați în stânga la trofi în meniul principal și aici o să găsiți niște băieți care se deblochează pe diferite criterii. Unii se deblochează când ajungeți la level 30, alții se deblochează la 10.000 de goluri, cum ar fi Mbappé, dar sunt unii care se deblochează mult mai ușor de atât și, evident, cel mai ușor, după părerea mea, este Rabiot de la PSG, care se deblochează atunci când faceți 500 de evenimente. Și chiar dacă vi se pare mult 500 de evenimente, nu sunt chiar așa de multe, mai ales dacă faceți evenimentul de la Team of the Week, acel repetabil, care dați 2 energii și puteți face acel eveniment de foarte multe ori, ca mine. Evident că l-am făcut în speranța că o să-mi cadă și mie un jucător de la Team of the Week Elite, dar nici vorba de așa ceva. Între timp, totuși, am făcut ceva bun, l-am făcut pe Rabiot. Haideți să vedem împreună aici cum apare jucătorul celor de la PSG. Ați văzut acolo 500 de evenimente live făcute. Și să ne uităm la animația asta, pentru că îmi place când este un singur jucător. Și iată-l pe Rabiot de la PSG 80, mijlocaș central. Foarte interesantă carte, sunt curios dacă e bun de ceva. Și foarte ciudat, s-a schimbat background-ul aici la trophies, ok. Nu știu dacă trebuia sau e vreun bug ceva, dar oricum s-a schimbat background-ul. Dar până una alta sunt niște jucători aici care sper să-i fac cât mai repede, acel Mbappé arată foarte bine. Ok, și haideți să mergem acum la echipă, să-l punem în locul mijlocașului meu central pe care l-am acum în echipă, să vedem dacă e mai bun decât acela și să vedem ce atribute are, nu? Și mijlocașul central care va fi înlocuit este Rudy de la Bayern München cu Rabiot de la PSG și Rabiot este de 83, avem și boost-uri la el și iată și atributele lui. Ok, e bine să le vedem și aici, dar aș vrea să le văd mai detaliat, stați să schimb meniul. Ok, altă viață, atributele mai detaliate, 73 și 78 la viteză și accelerație, slăbuți și dacă mă uit în restul atributelor, văd ceva în jur la 80, doar câteva sub 80 la finishing, la lovitură liberă, la marking mai slab, dar în rest, în general, atribute care se învârt în jurul numărului de 80. Și din ce pot vedea eu aici, este un jucător mediu, țineți minte că are și plus 3 overall de la boost-uri, le vedeți în partea dreaptă, încă un boost și trece la plus 4. Și să vedem cât costă dacă vreau să-l cresc, de exemplu de la 80 la 81 costă 51.677, un preț care nu sunt sigur că merită, dar astea sunt atributele, acum sunt curios dacă a fost bun de ceva sau nu în gameplay. Și după scurta mea experiență cu el pot să vă spun că chiar este un jucător mediu după cum ați văzut acolo, nimic mai mult de 80, câteva sub 80, sper să nu ajungă în fața porții să finalizeze pentru că chiar stă foarte prost la finalizare, am ratat de câteva ori cu el și nu sunt sigur că a fost numai vina mea. Dar, astea fiind spuse, este un jucător care pasează destul de bine, se descurcă destul de bine la mijloc, nu extraordinar. De exemplu, l-am pe Kovacic în partea cealaltă de la Real Madrid, este o carte de 78 care este mult, mult mai bună decât acest Rabiot. Face braziliana acel Kovacic pentru că are peste 90 la dribbling. Dacă nu știți cum să faceți braziliana, trebuie să aveți un jucător cu peste 90 la dribbling și apăsați pe butonul verde și trageți în sus pentru a face acea schemă, dar ideea este că acel Kovacic este mult mai bun, la viteză are peste 80, aproape 90 parcă Kovacic, așadar mult, mult mai bun decât acest Rabiot. Și încă o problemă la Rabiot, momentan acest jucător nu poate fi băgat ca XP pentru alt jucător, sunt sigur că se va schimba asta pe viitor, sunt foarte mulți jucători acum care nu pot fi băgați ca XP, asta cred că este o metodă de siguranță ca să nu bage oamenii jucătorii din greșeală, pentru că sistemul cu training este nou și mulți oameni nu știu cum funcționează, dar probabil că se va debloca peste câteva luni. Acestea fiind spuse, cel puțin la mine în echipă, Rabiot este un jucător care momentan este pus acolo de umplutură, când voi face rost de un mijlocaș mai bun, cu siguranță va zbura din primul 11, dar vreau să știu părerea voastră, îl aveți pe Rabiot, ce alți jucători de la trophies aveți, lăsați un comentariu fix sub butonul de like, mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut filmulețul, dacă e așa, dați un like ca să știu și eu și până data viitoare mai am și alte filmulețe aici pe canal, le vedeți acum pe ecran, dați click pe unul și uitați-vă la el. Numai bine prieteni, pa, pa!